Este prima dată când depunem o candidatură pentru o funcție de vicepreședinte în Partidul Popular European, dar cred că peste această funcție și faptul că este un congres electiv în cadrul căruia vom alege președintele, secretarul general și conducerea politică, cel mai important lucru este faptul că adoptăm documentele politice, programul politic al Partidului Popular European. Trebuie să știți că ultima dată a fost adoptat acum 20 de ani la Atena, deci România este în mijlocul Europei, în inima Europei astăzi, grație familiei populare, adoptând programul politic al Partidului Popular European de la București. Ce înseamnă el? Înseamnă mai multă Europa, înseamnă mai puțin bani cheltuiți aiurea, fără niciun fel de control, înseamnă o integrare mult mai rapidă și mai profundă a tuturor statelor membre, înseamnă până la urmă un tratament, haideți să spunem, egal și în ceea ce privește exigențele și în ceea ce privește obligațiile pe care le avem față de Uniunea Europeană. Iar pentru noi ca români, cred că e foarte important să ne aducem aminte că să fie european înseamnă că deja circulăm liber în Uniunea Europeană, deja beneficiem de fonduri europene, chiar dacă avem un PSD incapabil să ducă mai departe ceea ce până la urmă a fost pus pe un făgaș normal și dumneavoastră sunteți un județ beneficiar al multor proiecte finanțate din fonduri europene, circulați deja, cel puțin din punctul meu de vedere, pe drumurile construite de Ministerul Transporturilor, înseamnă să poți să studiezi și să echivalezi diplomele, înseamnă să poți să muncești în alte țări sau alți europeni să muncească la tine. Și cred că mai un lucru de spus, observ cu câtă inconștiență niște domni analfabeți politic din punct de vedere european jignesc în continuare liderii europeni. Noi, popularii europeni, suntem aici cu mai bine de jumătate din Consiliul European pentru a da semnalul României că o vrem în centrul Europei. A șaptea țară din Uniune trebuie să rămână a șaptea și ca putere. Și dacă Ponta vrea să ne separe în cetățenii pe care el îi apără și alți cetățeni pe care îi apărăm noi, îi aduc aminte că suntem cu toți europeni începând cu 2007, deci drepturile ne aparțin tuturor. Și ultima întrebare, Marius Bălu, Mihai Stănișoară, sunt candidați în Mehedinți pe colegii de parlamentari, senatori, deputați, îi cunoașteți, aveți încredere în astfel de oameni politici? Cu siguranță, cu atât mai mult cu cât ei au reușit de mult nu numai să citească, ci să și însușească acest cod de conduită politică europeană. Sunt oameni care pot să facă politică și în România și în afara României, reprezentându-ne interesele. Pentru că până la urmă, când ai depășit granița, nu mai ești nici socialist, nici popular, nici liberal. Ești român care apără interesele României și sunt foarte multe de apărat. Sunt zilele de studiu ale grupului PPE, prima parte a întâlnirii popularilor europeni la București, a doua parte va fi mâine pentru zilele de studiu și apoi congresul, după masă și mâine dimineață. Așa este, motoul este mai multă Europa, pentru că această criză, pe lângă faptul că a determinat probleme cetățenilor, a scos la iveală și problemele, să spunem, instituționale ale Europei și s-a dovedit că singura soluție de a trece peste criză este mai multă integrare, mai multă solidaritate, o legislație europeană mult mai solidă, ceea ce înseamnă mai multă Europa. S-a dovedit că nu este în acest moment bine să ne separăm din nou, să încercăm să ne strângem fiecare la el acasă, nu, dimpotrivă trebuie să din nou să ne integrăm în familia europeană și să facem față împreună acestor provocări. Peste tot se discută acest lucru, știți foarte bine, se discută în diverse forme, unii spun Statele Unite ale Europei, alții spun o uniune de națiuni, cum a spus Barroso, noi în documentul de bază, acum PPE-ul va spune o uniune politică europeană. Deci toată lumea este de acord că trebuie să existe acest lucru în viitor. Și sunt convins că se va face și sunt convins că va fi soluția la ce ne așteaptă în viitor.
Cine va mai participa la eveniment și care este agenda pentru aceste două zile? Pentru că sunt și alte puncte în afară de acestea. Da, sunt o agendă foarte încărcată și cu foarte mulți participanți importanți. Ați văzut în panelul pe care l-am condus eu, au fost doi comisari, Cioloș și Han. Dimineața a fost Tajani discutând despre economie. Mâine vor fi alții și după aceea la congres vor participa primii miniștri și șef de state din 16 state membre plus alte peste 20 de state din Europa. Va veni cancelarul Merkel, președintele Comisiei Europene Barroso, președintele Consiliului European Van Rompuy, alți primul ministru spaniol, primul ministru irlandez, primul ministru finlandez, primul ministru suedez, sunt foarte mulți prim-ministri și alături comisari. Deci, până la urmă, să spunem, mie crema Uniunii Europene aici și este foarte bine că se întâmplă acest lucru în România. România acum este pe toate canalele de știri ca o imagine pozitivă, eu așa cred, ceea ce se întâmplă aici și va fi în continuare câteva zile datorită documentului de bază care va fi aprobat. Cred că acest congres va fi un istoric, va rămâne în istorie că la București PPE-ul și-a trasat linia de acțiune pentru viitor, pentru rezolvarea problemelor cetățenilor europeni. Care este poziția europarlamentarilor români și a României în același timp cu privire la candidatura domnului Martens, cel care este de altfel și unicul candidat pentru funcția de președinte al popularilor europeni și în același timp România va avea de asemenea, are șanse să aibă un reprezentant? Da, Martens este un bun președinte și va fi un bun președinte. Martens are o experiență extrem de bogată după 13 ani de prim-ministru în Belgia și după 10 ani de lider al grupului PPE din Parlamentul European și acum peste 10 ani de lider al PPE-ului. Putem spune că are o experiență foarte, foarte mare și gândiți-vă că atunci când ești liderul Partidului Popular European și când organizezi summit-ul PPE-ului înainte de Consiliul European, te întâlnești cu prim-ministrii din Germania, din Spania, dar întotdeauna peste 15-16 prim-ministri și din țări extrem de importante pentru Europa. Trebuie să știi cum să echilibrezi toate aceste personalități, pentru că este foarte dificil și l-a reușit întotdeauna. De aceea este și unicul candidat, pentru că toată lumea îl acceptă și consideră că va fi o plusvaloare pentru ceea ce se întâmplă în Europa. Noi îl susținem, bineînțeles, și noi, fără niciun fel de ezitare, și cum o susținem și pe Anca Boagiu ca și candidat la poziția de vicepreședinte și sper ca România să aibă un vicepreședinte în PPE, un partid, zic eu, foarte important pentru Europa. Domnule senator, este o întâlnire politică, dar departe de acest aspect politic, este un aspect administrativ foarte important pentru România această întâlnire și iată și inclusiv premierul Ponta, deși un limbaj dublu, apelează la ajutorul domnului Barroso. Da, în primul rând este un eveniment important atât pentru România cât și pentru întreaga Europa și nu numai, pentru că avem oaspeți care nu sunt membri ai Uniunii Europene. Și cred că ceea ce este important pentru România, în primul rând, este faptul că sunt atât de mulți lideri ai unor state puternice europene la București și numele României va fi legat de platforma program care va fi adoptată zilele acestea la București. Asta înseamnă că dacă ne gândim că ultima platformă program a fost adoptată la Atena acum 20 de ani, și 20 de ani s-a vorbit despre ceea ce face PPE ca fiind urmare a strategiei de la Atena, să sperăm că în următorii 20 de ani se va vorbi despre ceea ce s-a adoptat la București. Dincolo de aceste lucruri, sigur că nu putem să nu remarcăm încă o dată ipocrizia și limbajul dublu al lui Victor Ponta. Pe de o parte declară că acest eveniment nu este important pentru români, pentru că pentru ei ar fi mai importantă lansarea candidaților USL, iar la o oră de la această declarație spune că ar fi pregătit o listă de solicitări către președintele Comisiei Europene
ca să sprijine România și deci și pe români în atingerea unor obiective importante pentru noi toți. Și aici mă refer la integrarea în spațiul Schengen, la deschiderea pieței muncii și, sigur, alte lucruri importante pentru noi.